Deci, Soltran, bun și bine v-am regăsit la un episod de asta, aici pe CSGO, exact cum am ieșit alături de Dani. Bă, fraților, bă, am zis să facem așa un 1v1, să vedem. Zi-o tu. Bă, fraților, m-a bătut, dar m-a bătut din cauza că nu mai aveam bani de AVP. Asta e. Asta e adevărul, frate. E bine, m-ai bătut că nu mai aveam bani de... mi-a învârtit fain digger-ul. Nu mai aveam bani de AVP. Și am pierdut, asta este, nu niciun fel de problemă. Am închis filmarea, am șters-o. Și acum filmăm alta. Bun, deci îi dăm drumul. Bă, când vrei, dar eu nu știu unde ești, că tot te caut. Nu știu, m-am învârtit pe aici. Păi și eu tot m-am învârt. Ia două ore când sunt în la CT spawn. Păi ia-ți fix lângă, mă. Uite-o. Ai noroc că trebuie să reîncărc. Easy. 93. No. La el. War... Stai cum era. MP, war, map, end. Ăla-i, haide. Bun, vezi că-ți confară bombă tot la fel. Bine. El s-a ofticat că n-a câștigat. Bă, de fură că chiar m-am ofticat. Am trântit un pumn la tastatură de s-a închis și filmarea. Eu mai sărit și tastele aia sunt... nu mi-a ieșit că... Nu mi-a sărit că nu am tastatură de aia, n-am tastatură în mecanică. Ce trebuie cu tace așa de unul singur, mă, mâncați așa? Omul trage ca handicapat, omul e redus, n-ai ce-i face. Băiatul, ai avut noroc că te-a învățat fane cu deagle-ul, că altfel nu mă băteai. Unde ești? Uite-mă aici. Băi, ești, bă, uite ce noroc are omul. Ăsta chiar e noroc. E noroc, n-am ce zice. Bă, dar tot n-am bani de AVP, mă. Bă, dar poți joci un meci fără AVP? Nu. Te provoc eu fără nimic. Imposibil, lunetă, imposibil. Poți, vezi? Păi dacă ar fi să joc fără lunetă, aș juca ori MP9, ori MP4, atât. Fără MP90. Păi MP91 nu-mi place. Gen, nu zic că e armă rea, dar zic eu aș juca MP9 sau MP4, atâta. Fără SMG-uri și lunete. E imposibil. E imposibil. Uită-te la om. Bă, doi de la râbă, te rup, bă. Ți-am luat și deagle-ul, poate mai norocos. Am făcut și banii de AVP. Ce m-a luat, pe cerul, băgăm ești pe cerul, mai jura, bă. Nu te-am luat, acum nu te-am înjurat. Ia zic că nu. Ce m-a luat. Pe inima Dumnezeu. Bă, acum așa, acum să te bat la unul, știi cum îl postez pe YouTube instant. Omul vine pe short round, asta Soto la Soto. Ce v-am zis că vine pe short? Bă, tu ce tu tragi singur? Știi că te aud, nu când tragi. Eu încerc să te iau. Asta e obiectivul meu. Nu! Coaie. Ai un pic răbdare, ai un pic răbdare. Cât ai rămas? 1. Bă, frate, uitați așa m-a bătut, deci de 3 ori l-am lăsat în 1 HP. Înainte să mă bată, deci de 3 ori l-am lăsat. De asta am dat 3 și am închis filmare. Deci are omul ăsta un noroc, fraților, numai în 1 HP rămâne în pui mei. Uite, stai așa un pic, că mi-am scos casca din ureche ca prostul. Nici nu știu, nici nu mă întrebați cum că nu știu. Deci omul ăsta are un noroc infect. Deci numai în 1 HP rămâne, frate. Bă, dar numai în 1. Șez blând, cățelă Andre. Ce mi-a dat omul cu decoy, chiar am crezut că o trage. Opa. Singura așa gluma. Ce? Te-am văzut cum vedeai de pe long, am sărit și te-am luat prin spate. Nu, că eu te-am văzut. Nu știu cum ai luat acolo. M-ai văzut sus, m-ai văzut în site. Nu, te-am văzut și când ai sărit. Nu înțeleg cum ai luat acolo. Păi da, și până te-ai întors, am dat cap. Ia uite-mă ce mi-am luat tempec și-a făcut greșeală. Da, știi bună urmă. Nu-și de alea uziurile, nu. Mi-e plac. Eu numai cu Uzi joc, ești nebun?
Bă, sunt cete, sunt și ia caută mă, până mă găsești, tu câștigi runda. Da, nu mi se pare corect. Bulangiu. Ia cât ți-a luat și pe 20. Bulangiu, ce să mai zic? Ce să-mi spun? Ce să-mi spărie, Tomu, bă? Ce om, frate. De ce ai bă cu mine? Ce am făcut? Bă, cred că mă duc un pic cam tare, asta sunt un pic, poate vrei să plantez în B și să fac un bug, să stau acolo. Fii atent, că știu bug-ul, hai, fii atent. Și eu știu. Vezi, fără nou clip, bossule. Ce n-a clip genul, că eram jos, venisem de pe lung. Te țineam la lung. Dacă am zis că o dăm legit, o dăm legit. Exact la fel a fost și exact la fel a decurs runda și runda trecută. Până la 10 l-am dominat. De la 10 ar avut noroc. Numai 1 HP rămânea. Bă, trebuie să-mi iau și eu un AV pe runda asta. Nu m-am gândit. Pă, unde dracu-i? Eu te aștept aici, mâncate, și că n-am nicio șansă să te iau cu pe 90 la distanța aia. Să mor tu că mă aștepți. Da. Chiar așa ai ajuns. Unde dracu... Unde te-ai băgat? Bă, nu ți-e rușine, mă. Nu ți-e rușine. Ții zi, eu s-a scos aici. Bine că fugi. Nu fug, John-ule. Nu, doar te ascunzi atâta. Joci la timp, nu mi se... Nu joc la timp, eu te duc ca... Zi-mi unde campezi măcar. Eu știu ce cum să zic, mă vâr, e deja a treia rundă, asta, rondon pe care îl dau. Omul se învârte, mâncați ce ești gura ta. Omul se învârte. Omul rotiță. Bă, ce ai simțit, ești să mor tu. Eu ți-am zis că o plantez în B, dar nu mai crezi-o. Bă, dar unde ești? Uite-te-le. Am avut bulan, yes! O și zis ăla, yes! Ai avut bulan, du-te re. Păi numai așa te putem scoate. Bă, m-ai scos, dar... Fugi, nu mai ai tu. Ia, hai încoace, mi-am luat AWP-ul, gata. M-ai enervat, Auzi, n-am eu, tupeu. Chiar jucăm camper la AWP, am înțeles. Te place să campăm? Hai că... Păi da, AWP-ul pentru asta ai făcut, mâncați așa. Crezi că-s prost să vin pe long? Da. Normal că vin prin City Spawn. Hai că vii tu prin City Spawn, dacă e. Bine. Opa, te-ai speriat! A, uite-te la hopa! Hopa! Băi, joacă-te tu așa mult că te iau! Hopa! Nu, asta e runda mea, nu se poate. Hopa! Hopa! Emin? Alo, domnul? Domnul? Am spart, întărup. Am spart, nu. Dă-o clip, ia zi. Nu mă, nebunule. Am dat când am ieșit din ăla. De așteptare. Salut, băi, băi. M4 toți. N-am vrut să ajung la arma asta, dar am ajuns. Cum ai ajuns așa repede? Că mi se pare cam ciudat așa. Nu știu cum să zic, așa ajung tot timpul. Ia, hai la fel. Deci exact la fel, hai, bine? Bine, mă, exact la fel.
Să vezi că exact acolo m-am prins. Bine. Hai bă, odată cu timpul, mătii. Hai mă, hai, hai. Hai mă, hai, hai. Unde ești, mă? Că exact ești acolo. Uite cum mă bate omul meu, mă bate cu M4. Exact acolo unde eram. Exact la colț m-ai prins. Nu știu cum ai ajuns tu așa repede. Că tu ai ajuns mai repede decât de obicei. Nu. Tu ai ajuns la colț, mâncați-a și uite, ai văzut unde ai ajuns acum? Dacă mă las bătut. Hai că te lași tu bătut, că n-ai așa, n-ai așa, nu ești așa de lăsător, să zic așa, că n-am umblat sus acum. Uite că se poate. Da, ia-ți și tu, ca omul. Vrei să-ți dau un M4 că vin la tine acum? Nu. Hai mă că-ți dau un M4 dacă vrei. Nu trebuie. Da, treaba ta. Și după aia ne băgăm frumos la un compe. Bă, ăla nu-l filmez, mâine filmez un compe. Mi-am luat iapă de data asta. Ba nu. Bravo. Minus 72. Am crezut că mi-am luat iapă și am dat să mă întorc. Aia, mai întârzi și eu până ce faci. Bă, dar e bun și dicolul ăsta la ceva. Bă, să știi că e bun, că mi-ai dat atunci țeapă. Mamă, vine să strâng și am căștile, am ăla lângă gât. Am luat și flash-ul. Bă, dar decoy-ul ăla nu știu exact cum e făcut încât chiar zici că e armă reală în puii mei. Praf de pușcă. Păi de ce crezi că se numește în română grenadă momeală? Sau decoy? Eu aș fi numit o minciună. Greșeală. Vrung. Te-ai futu-ți ala mătic, mi-ai dat țeapă iară. Și o să fac mai pe site, fiți atenți. Bă, nu știu ce a fost cu flash-ul ăla, dar nu l-am luat. Nu. Mo. Ce urât a fost asta. Păi ai ajuns acolo cât ți-am dat? Da, nu mai știu cât am dat. Cât ți-am dat ceva și prins, mă. Da, fiți atenți că am ajuns la 10. Fiți atenți acum cum crește el. Fiți atenți. Maxim încă 3 runde câștig eu, maxim. Și acum urcă el înapoi. Fiți atenți, deci fiți atenți. Hai bă, domn, ia Deagle. Hai, mi-a dat țeapă. Stai, aștept. Dar nu înțeleg, cum adică acum are sunet de Deagle? Bă. S-a blocat, mi s-a blocat. Și a revenit? Ai mă. Uite. Nu înțeleg. Ah! Ce v-am spus, fraților? Ce v-am spus? Exact ce v-am spus, fraților, că maxim încă 3 minute dacă mai câștig. Să vedeți ce noroc are acest domn. Nu mă cred. Ce? Nu mă cred. Da, zi, zic, până mâine am timp să termin, nu? Mai ales că acum tu ești la CT-ul hohut. De ce ai bani să-l lasi? Că tot nu fac nimica. Bă, da, joacă și tu ca lumea dacă joci, mă. Nu se vede. Unde ești, mă? Bă, de obicei pe unde întrebi, acolo sunt. Te mai aștepți pe cea, să vezi ce trebuie. Eu nu știu unde ești tu, mă. Da, dracu că ești la City Spawn. Sunt la City Spawn. Am fost până la Pălung, acum m-am întors. Acum mă duc pe...
tot scranțele, mleti. Ce v-am spus, frate? Ce v-am spus? Ia uite, iară, 73. Pu! Exact ce v-am spus, fraților. Are un noroc de invidiat. Eu joc numai la pistol. Vrei să o dăm numai la pistol? Bă, eu joc numai... Eu pot să dai cum vrei, dar nu. Eu joc numai la pistol. O dăm doar la pistol atunci, restul... Restul meciului. Cine bate bine, cine nu mai e. Da, hai bă, joacă ca lumea dacă joci. Gen, să se vadă, să vadă acolo lumea cine mai e bun. Cred că o să postez toate episoadele. Și o să mai filmăm încă unul revanșa, știi că acum e... Asta e revanșa mea și pe o să trească să vină revanșa ta și cine câștigă revanșa ta... Dacă vreau. Dacă vrei, bineînțeles, câștigă totul. Bac pariu că dă-l atât pe short. Dacă n-are iară vreun decoy de ăla. Mamă, ce prost trag. Bă, nu mai am gloanțe. Ăla-i. Bă, mă mir că am mai câștigat o rundă. Mă mir că am mai câștigat încă o rundă. Ia, mă băși de aici. Îi dăm, avem voie cu armură, nu? Avem voie cu armură, nu? Da, bineînțeles. Dacă ai bani, de ce să nu ții? Dacă m-am avut pe, n-aveam bani. Mi-a dat-o. Asta chiar a meritat-o, nici n-a rămas low. Bravo. Mersi. Au, că m-a învățat și fanii ceva fain. Bă, fanii de treabă, mă, ținți că îl știu de... Bă, da. 4 ani, 5 ani, pe acolo. Îmi place că-i vorbăresc, că se bagă în seamă. Da, nu-i genul. La început era timid, când chiar când m-am cunoscut cu el. Era așa o țăr mai timid el, dar văd că și-a revenit. N-ai idee cum eram eu la început. În 2015 vorbeam. Mi-era rușine să vorbesc și cu părinții. Mie mi-era rușine să vorbesc cu părinții, dar eu vorbeam cu lumea pe server, știi? Le ziceam... Păi da, dar știi de ce nu? Aveți Skype. Știi de ce nu? Știi de ce nu? Pentru că acolo nu te știe lumea. Bă, da. De, și eu eram exact la fel. Am vorbit cu din aia din Moldova, de unde n-am vorbit. Bă, eu am o prietenă, o am din Chișinău, în pui mei. Nu știu dacă mai am numărul de telefon, l-aveam pe Skype. Mi-am pierdut doi prieteni atât, am rămas cu unul. Eu am avut unul. Am avut unul, Kevin. Cu ăla mai vorbesc, dar mai rar. Eu, cu Kevin, așa mai rar mai vorbesc. După aia mai era, nu mai știu cum îl chema pe ăla. Mai era încă unul, Adolf Hitler. Dar ăla mi-a dat odată țeapă de ceva și n-am mai vorbit cu el. La serverul de SAMP am făcut doar o afacere ilegală atâta. Pe mine m-a tras unul în țeapă cu o chestie pe de la serverul de SAMP și am rupt legătura cu el. Eu de când joc SAMP am făcut o afacere ilegală, de fapt două. Una mi-a ieșit și una cu aceeași persoană mi-a dat țeapă. Cu aceeași persoană care a mai făcut. Mi-a dat prima dată aici. Și am făcut exact la fel. După am zis, bă, îi mai eu am dat țeapă de niște conturi de SAMP. Cum te-am luat, bă, cap? Că eu am dat la picioare. Da. Mă rog, am făcut o afacere cu un, am cumpărat un cont de pe... Burned, dacă ai jucat vreodată pe el. Burned, parcă... Time for Play era Burned-ul. Nu, s-a închis, da. Lasă așa decât să zici proști. Da, nu mai știam exact. După aia m-am apucat de Time for Play. Am cumpărat un cont și după aia am cumpărat, teoretic, am cumpărat încă două conturi. Pe care încă unul îl am și în zilele de astăzi. Da, suntem buni. Îl am și în zilele de astăzi, ăla de pe RPG 2.arpagii.
Și mai avut încă un arpagi punct sau arpagi simplu, nu mai știu cum era. Pe RPG2. Ar fi trebuit să fie acum pe ambele server, dar pe la altul l-am pierdut, aia a fost problema. Bă, și eu am pierdut Am avut, la început jucam cu un coleg de clasă și cu un prieten de-a lui, știi? Și I-am eu tot adus cu pe eu bug. am început să joc, am cu 3 colegi de clasă, bă. I-am adus pe Baghet și până la urmă s-au lăsat Noi un am timp început pe RPG și am 4. rămas singur. Noi toți am început pe RPG 4. Și am rămas singur, până la urmă, știi? Am rămas singur și a Bă, fost și eu una am dintre fost o cele mai... perioadă mult timp singur, am filmat mult timp, am filmat vreun Un an. an, un an am rămas Eu singur, un an și eu și tot cam ceva. așa, tot cam un an am filmat singur. Am rămas Filmam, singur, mă jucam bă. singur. L-am cunoscut pe un băiat din Argeș, de la curtea de Argeș, morții mei, de pe După acolo, aia mi-am din băgat picioarele și 2018. cu live-urile, tot punând AD-uri și lucruri de genul pe Behut, pe Burnet, pe RPG, tot astea. Ușor-ușor îmi captasem o... de asta, niște... De astea, zic să zic. Îmi captasem niște... Ce lapsus am? Îmi captasem niște... Prieteni. Nu prieteni... Bani, Fani, să prieteni. zic așa, fani, chit că nu-mi place cuvântul fani, să zic așa. Îmi captase niște... Care se duceau după tine pentru bani. No, ziceam așa. Și... Unul era din Maramureș și unul mai aveam din Botoșani, adică pe fane, mă rog, lucruri de genul, știi? Și ușor, ușor am început să vorbim pe Discord și lucruri de genul, pentru că tot timpul am fost deschis cu... Ia, hai, gata, m-a bătut. Am fost tot timpul deschis cu Discord-ul și cu lucruri de genul. Băi, și eu la fel. Deci, chit că eu aveam de pe... Unde-i mă, episodul? De cum? De pe Burn... De pe Bă... Nu Burnout. De pe Time for Play aveam... Am făcut 600 și ceva de abonați. Și gen, eu vorbeam cu toată lumea și în momentul de față am 3000 aproape. Dacă vine cineva și îmi zice dacă vrea să vorbească cu mine și se joacă ceva, de exemplu un CSGO, un SAM, ceva, eu oricând la orice oră vorbesc. N-am probleme, bineînțeles, oricând la orice oră. Exagerez cu chestia asta. În sensul că mă joc. Gen, îl chem, n-am probleme. Easy, hai, te-am bătut. Bă, aparent asta a fost a doua revanșă. Asta a fost revanșa mea, am câștigat. Meciul trecut l-am pierdut, nu știu, o să vedem. Dar știi care a fost faza tare, bă? Că am jucat cu ăla, bă. Să mor de frică cu ăla. Ambele meciuri au fost cea mai rușinoasă fază. Ai avut și nou clipul sau? No Clar sau clipul, nu? l-am folosit un pic pe meciul trecut. Meciul ăsta l-am folosit. Bă, dar tu ești Da. conștient că tu m-ai bătut Că cu Wall... n-are. Tu m-ai bătut cu Wallhack și cu no clip? Da, primul meci. Primul meci. Bă, fraților, bun, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. În Am acest jucat cu episod un am depănat puține amintiri. Eu am fost Zuki, el a fost Dani, iar până la următorul episod vă salut. Bye bye. Băi, știi, ai închis? Gata? Da. Știi ce propun? Intrăm pe SAMP și facem bine când vrei. Hai să Că nu facem te obligă. roleplay-ul acum. Da, sau să facem asta, sau să intrăm pe Bizon și să stăm la un pahar de vorbă. Știi, și ne plimbăm pe hartă.